Dragi telespectatori, așa cum știți, situația în România o cunoașteți atât de la posturile de televiziune cât și de la cele de radio. Este un moment mai dificil pentru noi toți, pentru toți românii, și cred că este momentul să arătăm solidaritate pentru cei care într-adevăr au nevoie de sfaturile noastre, de ajutorul nostru, de tot ceea ce înseamnă combaterea acestui virus care, iată, mai grav într-adevăr în Italia, dar care a ajuns și la noi și care probabil nu poate fi ocolit decât prin măsuri deosebite. Tocmai de aceea redacția noastră s-a gândit să fac un tur al județului Bacău. Astăzi ne-am gândit să ne adresăm unui prieten drag, un primar care întotdeauna a fost alături de televiziunea noastră, domnul primar al comunei Orbeni, domnul Popa Costache. Domnule primar, ne auziți bine, da? Da, da. Am o rugăminte la dumneavoastră să ne povestiți cam cum stă situația în comuna Orbeni în acest moment. Bună ziua dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor Exclusiv TV și nu în ultimul rând cetățenilor din satele Orbeni și Scurta din comuna Orbeni, județul Bacău. Pot să vă spun că în comuna Orbeni cu satele aparținătoare Orbeni și Scurta, situația este una bună raportată la momentul dificil pe care îl traversăm. Puteți să ne spuneți cam care este starea de spirit a cetățenilor? Cum îi simțiți? Trec mai ușor, mai greu prin aceste momente? Există o anumită îngrijorare, având în vedere ce se întâmplă în țară și în lume. Sigur că întotdeauna cetățenii așteaptă de la primar, de la cel pe care ei l-au ales să îi reprezinte, și tocmai de aceea noi, ca oameni de presă, ne-am gândit că trebuie să le dăm un semnal tuturor că primăria este alături de ei prin persoana dumneavoastră și a personalului din primărie. Vreau să vă întreb dacă cetățenii care, sigur, o să ne asculte acest interviu telefonic, respectă sfaturile dumneavoastră, ale autorităților și ale specialiștilor. Sigur. Eu cred că le respectă și spun asta ca o concluzie trasă din vizitele dese din teren. Pot să vă spun că satul este aproape pustiu. Oamenii înțeleg mesajul transmis de către noi, înțeleg mesajele transmise de către autoritățile centrale și ale specialiștilor în mod special și prin intermediul și cele transmise prin intermediul televiziunilor și radio. Oamenii înțeleg pericolul creat de acest virus și prin mesajele pe care încercăm să le transmitem și noi, prin toate căile de comunicare care le avem la îndemână, stau mai mult retrași în casă, în curte, având în vedere că suntem la țară, oamenii s-au retras, fie prin curte, fie prin casă, cu treaba de zi cu zi. Iar noi încercăm prin toate mijloacele și căile de comunicare, care înseamnă rețele de socializare, afișările în locuri publice a materialului cu informații despre acest COVID-19, pe site-ul primăriei, la vizierul primăriei, prin care, cum am spus, facem cunoscut măsurile de prevenire. Ați constatat, au venit în această perioadă, cel puțin de la instaurarea stării de urgență în România, cetățeni care au venit din străinătate, din zone afectate de coronavirus? Da, pot să vă spun așa, nu știu cu oarecare amărăciune așa în suflet, că avem astfel de cazuri, avem două cazuri mai exact. Vă rog. Aseară au apărut din Germania două persoane, mamă și fiică, vin de undeva din localitatea Trier, din vestul Germaniei, dacă nu greșesc. Sunt în momentul ăsta de față în autoizolare, sunt luate în evidența Direcției de Sănătate Publice Bacău și în același timp firește monitorizate. Am vorbit în cursul zilei de astăzi cu cele două persoane, nu prezintă niciun fel de simptom. Deci deocamdată sunt în regulă, nu trebuie să intrăm în panică sau să... Deci sunt autoizolate la domiciliu? La domiciliu, sigur că da. Am discutat, orice au nevoie, ni se comunică telefonic, noi la fel ducem informația mai departe. Cum v-am spus, DSP-ul stabilesc și vorbesc personal cu dumnealor, firește, se interesează de stare de sănătate, dar din ce am discutat cu ambele persoane, mamă și fiică, așa cum am spus, sunt în regulă, nu prezintă niciun simptom.
dar preventiv, ele au înțeles mesajul, pericolul, cred, de acest virus și respectă autoizolarea. Mă bucur foarte mult să aud că țineți legătura cu DSP-ul și cu celelalte instituții la nivel județean. Bănuiesc că aveți o legătură permanentă și cu prefectura Bacău. Cu siguranță, cu comandamentul, cu Comitetul Județean pentru Situații Speciale. Sigur că da, orice măsură, orice problemă avem, ținem legătura, căutăm soluția legală și ca să putem interveni, să evităm pericolul de a se răspândi acest virus. O să vă rog să ne spuneți, poate știți că oamenii, totuși viața merge înainte, chiar dacă suntem în această situație. Bănuiesc că la dumneavoastră, la primărie, totuși accesul este oarecum restrâns în această perioadă și o să vă rog să ne spuneți cam cum ați organizat dumneavoastră la primărie modul, totuși că poate sunt și situații în care cetățenii au o anumită problemă și cum puteți să comunicați cu ei din acest punct de vedere. Sigur. Am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în repetate rânduri. Și înainte de apare stare de urgență decretată de președintele țării și după, și imediat după. Unde am stabilit de, firește, conform prevederilor legale, o serie de măsuri care să prevină infectarea cu COVID-19 a populației și nu mai vorbesc de funcționari din cadrul UAT urban. Și aici aș putea detalia un pic. Vă rog. Deci așa cum ați încercat să spuneți și dumneavoastră, s-au limitat accesul persoanelor în instituție, excepție făcând doar cazurile urgente. La intrare există o persoană din aparatul primăriei care stă la intrare, asigură intrarea în cazul în care, v-am spus, sunt persoane care au un mod urgent de intrat, se dezinfectează pe mâini cu un dezinfectat care l-am instalat la intrarea în primărie. De asemenea, ca și măsuri de prevenire, am dezinfectat tot ce înseamnă spații publice, stațiile de autobuz, parcurile, incinta și toate birourile din primărie, biblioteca, căminul cultural, dispensarul uman. Referitor la relațiile care le avem cu cetățenii și în mod special aș putea să precizez aici un lucru, fermierii care în momentul, în perioada respectivă pe care o traversăm, trebuie să depună acele adeverințe la APIA. Am înțeles că la APIA în acest moment se încearcă să se rezolve anumite chestiuni în acest sector. Noi am găsit o soluție care să nu pună în dificultate nici fermierii și nici personalul din aparatul primăriei. Din evidențele pe care le avem, toți fermierii pot fi asigurați că adeverințele lor vor ajunge la APIA, le transmitem în format electronic. Cei de la APIA le prelucrează, iar acolo unde mai sunt situații mai aparte, creșteri de suprafețe sau descreșteri, vor fi analizate rând pe rând, caz cu caz, telefonic sau prin intermediul electronic și se vor găsi soluții ca problemele să fie rezolvate. Deci pot să liniștiți din punctul ăsta de vedere. Referitor la celelalte situații care vin după diverse adeverințe, buletine, eu știu adeverințe legate de starea civilă sau orice alt fel de adeverință, dacă nu sunt urgente, situațiile astea le transmitem tot la fel, le primim electronic și le transmitem electronic către instituțiile statului cu care noi colaborăm. Agenția de Prestări Sociale, OCPI, Consiliul Județean, Prefectură și altele. Puteți să specificați... Pentru cei care nu prea au treabă cu calculatorul și cu astea, încercăm să le preluăm, v-am spus, de la intrare, prin persoana desemnată de către noi care asigură intrarea în primărie ca și limitare a persoanelor care, mă rog, să nu dea buzna acolo, să evităm răspunderea acestui. Eu știu ce se întâmplă și cine vine acolo, că nu avem informații despre toți oamenii, dar cei care sunt de bună credință respectă regulile astea și căutăm de asemenea metode din care să evităm și să-i ajutăm să nu sufere cineva de pe urma asta. De asemenea, s-au mers în teren pe la toți agenții economici, la biserici, s-a stat de vorbă cu cetățenii acolo unde le-am adus la cunoștință pericolul creat de acest virus și am solicitat să respecta, așa cum știm bine cu toții, măsurile de igienă corporală, să se spele cât mai des posibil pe mâini, să respecte distanța unul față de altul atunci când își vorbesc, când se întâlnesc, mă rog, când se mai întâmplă și astfel de situații, să nu-și dea mâna, iar copiii care sunt acasă să nu stea pe stradă, să stea în curte sau în casă, să se ferească de necaz.
de măsuri pe care de astăzi zic eu că trebuie să le respectăm cu toții să putem preveni răspândirea acestui virus destul de periculos. Pentru locuitorii comunei Orbeni, puteți să ne precizați un număr de telefon în cazuri deosebite la care pot să sune? Cu siguranță, vi le comunic și dumneavoastră. Noi l-am comunicat și prin tot ce am publicat noi. Deci ar fi 0234-255-502. De unde vor prelua colegii mei și vor face legătura în birourile cu care au fiecare nevoie, ar fi faxul la 0234-255-810, telefonul meu, care trebuie să fie la îndemâna tuturor. Asta nu-l, 0745. Nu, asta nu-l dați deocamdată, se adresează pe telefonul fix. Conform GDPR-ului, numărul personal nu-l putem publica. Dacă la dispensar, vă rog. Dacă este nevoie, 0234-255-531, la postul de poliție Orbeni, la fel 0234-255-504. Sau mailul primăriei. Vă rog. secretariat@primariaorben.ro. Da, iată că la dumneavoastră este o deschidere deosebită, de altfel aceste numere sunt publice și pot fi utilizate și mă bucur foarte mult că v-ați gândit și la acest lucru. Vreau să vă întreb și despre starea de sănătate a celor care lucrează în primărie, a funcționarilor publici, a celor care sunt din organigrama dumneavoastră. E ușor îngrijorată, dar e bine. În general este bună. Deci sunt sănătoși, sunt optimiști, să nu înțeleg. Nu avem niciun fel de probleme, sigur. Foarte, foarte, mă bucur să aud lucrurile astea. Alte cazuri speciale în comună sau probleme deosebite, domnule primar, dacă puteți semnala? Până la ora la care discutăm noi astăzi, nu sunt semnalizate ca astfel de situații. Pe finalul discuției noastre, vă rog să transmiteți pentru locuitorii comunei Orbeni un mesaj din partea primarului, că știți cum e toată lumea, orice problemă ar avea într-o comună, toți se gândește să uită la dumneavoastră, mai ales în această perioadă, și așteaptă un mesaj de încurajare, de optimism. Ce le spuneți cetățenilor încă o dată pe finalul discuției noastre? Pe toți cetățenii din satul Orbeni și din satul Scurta, și nu numai, pe toți cei care ne aud de sat, îi rog să-și mențină calmul, să nu intre în panică, să respecte măsurile de igienă corporală, să țină cont de sfaturile specialiștilor, să nu plece de acasă decât dacă este absolut necesar, să respecte măsurile transmise de către autoritățile locale și ale celor centrale, să ne contacteze ori de câte ori este nevoie, să ne informeze despre persoanele care vin din străinătate pentru a lua rapid măsurile care se impun și spun așa spre final că dacă vom respecta cu toții sfaturile specialiștilor, am convingerea că vom depăși cu bine această perioadă neagră din viața noastră. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați avut amabilitatea. Știu că sunteți aglomerați, sunt foarte multe probleme de rezolvat în aceste momente, mă refer la cele de ordin organizatoric. Ca întotdeauna dumneavoastră sunteți un interlocutor deschis către presă și către oameni, că până la urmă prin intermediul nostru mesajul ajunge și la cetățenii din comună, dar și la cei care, iată, ne ascultă în acest moment și mai ales la cei care sunt în străinătate, care totuși au ținut să nu vină în țară în perioada asta pentru a nu pune în pericol pe concetățenii lor și să treacă bine. Domnule primar, dacă mai aveți ceva de adăugat pe finalul discuției de astăzi. Vreau să le doresc tuturor cetățenilor din satul Scurta și satul Orbeni multă sănătate, încredere și multă liniște. Și dumneavoastră de asemenea, vă mulțumesc și vă doresc la fel sănătate și mult succes în continuare. Și noi vă urăm multă, multă sănătate și putere de muncă, mai ales acum în această perioadă extrem de delicată. Sunt convins că la Orbeni avem un primar destoinic. Dragii mei, dragi telespectatori, dragi auditori, sunt Eugen Ungureanu, am avut această discuție telefonică cu primarul comunei Orbeni, domnul Popa Costache. Domnule primar, multă putere de muncă și să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste aceste momente. O zi bună. Mulțumesc, vă doresc. Și eu și vreau să-i asigur că prioritatea pentru noi, prioritatea zero, este sănătatea tuturor. Și vom încerca să facem prin toate mijloacele și toate căile și tot ce putem face și legal și omenește să respectăm lucrul ăsta.
La revedere, o zi bună. Sănătate multă. Mulțumesc.